Salut prieteni, sunt Vlad de pe ITPC.ro și după cum știți, uh, pe ITPC uh, am început seria de tutoriale Revoluția Tutorialelor Video, după cum uh, am denumit-o o, o campanie, să-i spunem așa, de uh, tutoriale de aproximativ 200 de tutoriale video în limba română de specialitate deci noi nu facem tutoriale cum fac și de pe videotutorial.ro uh, uh, despre anumite programe, despre recenzii cum fac ei, ci facem tutoriale de specialitate. Foarte mulți dintre voi caută aceste tutoriale în limba română, nu există uh, tutoriale video, știu asta din proprie experiență și eu am învățat tot după uh, tutoriale video, în schimb le-am urmărit, bineînțeles, în limba engleză. Nu că ar fi o problemă extrem de mare, ci uh, mai degrabă ar fi un inconvenient pentru cei care nu se descurcă extrem de bine și în limba engleză. Uh, după cum vedeți pe pagina uh, Revoluției Tutorialelor Video de pe itpc.ro, după cum vedeți a, a evoluat la 2.0, deci acum este ITPC 2.0. Uh, avem, Abordăm toate aceste limbaje de programare și programe în care vă, voi, vă vom învăța uh, noțiunile de bază și vom trece prin revistă cam to tot ce se poate face prin aceste tehnologii. Uh, am abordat uh, tutoriale programare pentru Android, foarte des căutată de către români. De asemenea, uh, cele trei mari tehnologii, Java, C++ și tehnologiile web, CSS, HTML5, HTML normal și, uh, și PHP. Întreaga suite Adobe, deci avem Premiere, Photoshop, Flash, After Effects, uh, Illustrator și multe, multe altele. Uh, nu discriminăm pe nimeni, de aceea am, uh, am decis să realizăm tutoriale atât sub platforma Linux cât și sub platforma Windows, deci dacă vedeți schimbare de, uh, de uh, interfață grafică să nu vă speriați, este doar un alt sistem de operare, restul este ok uh, și bineînțeles voi puteți să uh, cereți tutoriale uh, de specialitate numai uh, pe care noi să le realizăm. De asemenea, ne puteți ajuta prin descărcare și aplicarea acestui wallpaper uh, pe care l-am creat special pentru voi. Este un wallpaper care arată cam așa, uh, deci un wallpaper uh, destul de frumos, zic eu, Revoluția tutorială Video în limba română. Ce mai trebuie spus este că asta uh, este primul tutorial uh, al tehnologiilor web. Așa că am pregătit câteva lucruri de care să ne apucăm astăzi și anume de ce avem nevoie pentru a începe lucrul cu HTML, PHP, SQL, SEO și așa mai departe, web design și multe, multe altele. Am acest e-book, acest document pe care îl vedeți în fața mea. Va fi disponibil de descărcat de pe pagina ITPC. Uh, în momentul în care va fi completat, deci după ce toate aceste puncte vor fi atinse de către tutoriale video, uh, e-book-ul va fi online și gata, gratuit de descărcat. Uh, pentru a începe, am făcut aici o listă de lucruri de care avem nevoie pentru a urmări uh, tutorialele ITPC din această categorie. Lucrurile sunt uh, extrem de simple. Uh, Softurile sunt gratuite pentru că am pregătit un torrent pentru Adobe Dreamweaver. Foarte mulți dintre voi uh, știu că nu au uh, bani, probabil sau uh, nu vor să plătească un, o versiune originală de Adobe Dreamweaver, de aceea am pregătit și un link către un torrent și un tutorial, bineînțeles, pe tema aceasta. Deci primul lucru de care avem nevoie este să scrie aici este Notepad++ uh, Nu vă voi explica la fiecare în parte ce reprezintă pentru că acest lucru îl voi face în următoarele videouri. Deci astăzi doar descărcăm, instalăm și configurăm câteva dintre softurile de care avem nevoie. Deci Primul Notepad. Plus plus. O simplă căutare pe Google le duce către site-ul lor oficial, notepad.org. Dacă sunteți dezvoltatori deja, știți despre ce este vorba. Este un ID, este un uh, compilator, de fapt nu este compilator, mă scuzați, este un, uh, un fel de Notepad, ca să spun așa, care uh, recunoaște limbaje de programare pe care le vom folosi și, bineînțeles, le, le colorează, mă rog, identifică cuvintele cheie și ne dă o interfață mult mai frumoasă uh, codului de, decât să-l să scriem în Notepad normal și, sau să downloadăm alte uh, ID-uri, adică alte compilatoare, să le spunem așa. Noi uh, vom aborda acest uh, soft Notepad++ care ne ajută, bineînțeles, este și gratuit și simplu de folosit și de instalat îl descărcăm prin uh, găsirea paginii de download, adică aici în stânga, Linkul bineînțeles va fi pe pagină, Notepad++ plus plus Installer uh, Îl instalați, este extrem de simplu de instalat, eu l-am deja instalat dacă nu mă înșel, uh, să vedem în, în shortcuts Ok, da, l-am instalat deja, o interfață foarte prietenoasă, foarte ușor de utilizat și vom vedea imediat ce vom face cu el Bun. deci am descărcat și instalat Notepad++, a mers ok, dacă nu a mers ok aștept comentariile voastre să văd ce, ce nu a mers și bineînțeles să fixăm eroarea. Următorul lucru este XAMPP. Uh, încă o dată, dacă sunteți dezvoltatori web știți despre ce este vorba, este vorba despre un server, pentru necunoscători un server uh, web care uh, instalează odată cu, bineînțeles, installerul lui pe care îl descărcăm de pe prin, prin căutarea XAMPP pe Google, avem pagina lui principală XAMPP for Windows, dacă folosiți Windows și nu Linux sau Mac. Și apoi avem aici ZIP și nu, avem aici installerul, îl descărcăm, instalăm și este gata de rulare. Revenim la ce face el. El este un server exact cum sunt serverele de la YouTube, să spunem, sau de la Facebook. Până la urmă, el instalează serverul SQL Instalează serverul la Paș, deci cam tot ce avem nevoie pentru a uh, simula pagina noastră web pentru a testa, o bineînțeles. Uh, pentru câteva uh, instalează de asemenea câteva scripturi PHP, uh, câteva plugin uri deci este, este extrem de important. Încă o dată intru în detalii în următoarele videouri, nu are rost să lungim uh, vorba în, acesta, uh, în acest uh, video de uh, instalat. Uh, următorul lucru de care avem nevoie este Adobe Dreamweaver. Am promis că pun un link către un uh, torrent, bine des că l-am și pus, este, uh, este de pe The Pirate Bay, cea mai bună sursă de, de uh, torente, dacă îi putem spune așa. Uh, este Adobe Dreamweaver CS4 portable, n-am ales CS5 pentru că nu are suport de 32 de bits. Deci, dacă aveți sistem de operare de 64 de bits. Atunci luați CS5, nu este nicio diferență majoră, se comportă exact la fel, dar dacă aveți un sistem de 32 de bit sau nu vreți să riscați, descărcați versiunea CS4, plus că asta e versiunea și portabilă, adică nu trebuie să instalați nimic, intrați într-un într exe și ați intrat în, în soft. Uh, cum se descarcă un torrent, cred că știți deja, download is torrent, după aia deschideți cu ori cu Opera, Opera are un BitTorrent, un client BitTorrent deja inclus. Dacă nu intrați cu clientul vostru de torrent, new torrent, BitTorrent, nu știu, Azureus sau știu eu ce folosiți voi. Îl descărcați, îl, îl, intrați în exe și ați terminat. Deci nu trebuie să instalați nimic. Asta e partea bună la softurile portabile. Uh, de asemenea, aveți avea nevoie de o conexiune la internet stabilă pentru că bineînțeles vom, uh, vom folosi XAMPP. Uh, în caz contrar, dacă nu vreți să folosiți XAMPP, de fapt nu, nu că nu vreți. Uh, nu puteți, folosi, uh, nu puteți uh, urmări tutoriale dacă nu aveți XAMPP pentru că PHP-ul necesită uh, un server uh, valid de uh, Apache. Deci nu puteți și de asemenea, vom lucra și cu baze de date SQL după cum vedem așa capitole, deci de asemenea niște CEO, niște web design, așa că vom avea nevoie neapărat de exemplu, deci o conexiune la internet este neapărat, este neapărat nevoie de ea. Este extrem de simplu, descărcați aceste programe, linkurile le aveți pe pagina de, de pe În următorul video vom începe inițierea în HTML, vă voi explica cum să treaba cu acest limbaj de programare, ce, cine îl folosește și cum se folosește. Dacă întâmpinați probleme în instalarea acestor programe sau aveți vreo întrebare mai, mai specială sau personală, nu ezitați să comentați pe itpc.ro sau pe pagina de YouTube. Vă mulțumesc pentru atenție!